Ce? Eu, e murdară la... Obiectivul? Acolo, la cadrul meu, e un pic... Văd, nu se vede. Nu se vede, chiar dacă e un pic... Da. Zi-mă, ești o altă cameră, că aia nu-mi place. Vreau una mai mare, aia mă uit în ea, zici că mă filmează cu polaroid de la cărcăr. Aia e ca aia, dar are rig. Nu? Tu știi, mă, că ai mai multă experiență. Păi ca... nu, are rig. Pare, seamănă, da. S-a, s-a făcut rig din ăla și pentru telefon. Să nu te mai filmezi ca țăranul așa cu mâna să stai așa, da, știi? Mi-a luat și mie Marius și n-am putut. Și... Gimbal. Nu gimbal. Nu? Este un rig. E un cadru și cu un braț așa în lateral. Și îl ții așa de brațul ăla și e mult mai bine. Da? Așa asta folosești tu la TikTok? Nu. Da, am început, că-l văd pe Marius, că a dat drumul la camere. M-am prins și eu. Și am început la un nou podcast, cu, adică un nou episod cu domnul cu domnul Giurgea. Tudor Bratu de la întâmplă. Super. Se întâmplă în mod frecvent. Mie mi-a luat mult, mi-am repetat și azi noapte în cap să nu-i zic Giurgea, să-i zic Bratu, să-i zic Tudor, să-i zic oricum vreți voi, dar nu Giurgea. Nu știu ce e. E mult mai impunător, mă, Giurgea asta, nu știu ce face el de... Nu, așa a fost de la început, că Giurgea e și Bratu. Aia cu Giurgea și Bratu. Ah, ok. Și chestia asta. Adică el e a 60 tu 40? Giurgea și Bratu. El e a 60 tu 40? Nu v-ați gândit? Nu e. N-a fost o nu chestie e de asta? Nu e împărțeala asta, nu. Nu e, nu. E 50-50? 70-30? Nu. Giurgea. Băi, oricum, nu l-am chemat pe el, primul tocmai de asta. Știi ce zic? Să vadă și să-ți oftice. Da. Și nu ne-ai chemat pe amândoi că sunt doar două microfoane. Am mai filmat cu voi doi aici. A, mai fost, am mai corect, filmat, am mai filmat, da. Am filmat în formula asta și formula a fost okay. De podcast asta e cu... Formula de podcast e cu un singur domnul invitat. Domnul Dan și un invitat, da. Nu fac față la doi. Nu fac față la doi. Cu unul singur mă mai descurc așa ușor. Și eu mă bucur că ai acceptat. Mulțumesc, mulțumesc de invitație. Cam eu multe întrebări, ale mele, înțelegi? Cum e la ProTV, cum e aia. Și sunt fern convins că și oamenii, că tu nu prea apari în podcasturi așa, nu? Adică nu mergi la podcasturi, nu ești vedetă, dar cum apar la ProTV și nu ești vedetă? Eu asta nu înțeleg. Cred că depinde ce fel de om ești tu. Okay. Adică sunt oameni care au apariții la TV și își trăiesc viața prin treaba asta. Și pentru treaba asta și le place foarte mult, pentru mine este doar o altă parte a vieții mele. Nu sunt... În momentul în care e de mers undeva, merg. Dar nu defilez cu treaba asta. Dar nu vrei statutul ăsta de, nu știu, da, vedetă, star, habar n-am... Nu știu, unii oameni spun, da, tu ești vedetă, da, avar la TV, da, nu știu ce... Alți oameni nici nu știu că sunt acolo și mă știu de pe TikTok sau de pe Instagram. Unii oameni abia mă descoperă. Publicul este uriaș. Nu ne referim doar la publicul de auto. Social media este o parte uriașă a vieților noastre. TV-ul este în continuare foarte important. Depinde. Depinde cum. Repet, sunt oameni care abia te descoperă. Corect, așa e, da. Nu știu că... sau, na. Dar nu doar de mine. Adică vorbesc și de tine. Da. Adică, na... Stax, ce e aia, știi? Și arăți. Și păi intră și zice, mamă, ce tare, știi? Și devine urmăritor. Da. Nu, e complicat și eu când m-am apucat de internet așa și social media și nu știu ce, am observat că dacă făceam pe YouTube un live, erau niște oameni și dacă făceam pe Instagram, erau alți oameni care n-aveau nicio legătură cu oamenii aia. Și mai e ceva, nișa noastră în care activăm noi sau cu care muncim, cum vrei să-i spui, de auto... Este foarte mică și nișa Stax de super pasionați, da, super investitori, da, sufletește și financiar în mașini, este și mai mică. Corect. Și cum am observat eu așa, nișa Stax a pasionaților hardcore nu prea are legătură cu nișa pasionaților de mașini în general. Corect. Pentru da, că nu interesează de Skoda. Sau de... Sunt lucruri iar total. Am zis Skoda. Ai ceva cu Skoda, dar nu scapi. Iei bani de la Skoda, 100%. A, da. Tu o vezi așa? Nu o văd așa, nu. Dar asta mi-a trecut prin cap. De-aia m-am uitat și la Marius și el e cu banii, știi?
dar nu s-a uitat, deci nu e. E clar, nu e. Nu e nimic despre asta. Da, mă. Da. Skoda e o mașină corectă, din punctul meu de vedere. O marcă corectă. Raport preț-calitate bun, deci n-am nimic cu ea. Să știi că în ultima perioadă este foarte greu să spui asta când te întreabă cineva cum e, mă, Skoda. O marcă corectă. Eu, de exemplu, ultimele clipuri pe care le-am făcut cu o Skoda erau cu o Fabia de 25.000 de euro cu TVA. Doar 25.000 de euro. Noua Fabia, da, echipată cu... Eu dar sunt, nu, da. Nu Monte Carlo. Okay. Monte Carlo se lansează un X5, în curând. Un X5, 3 litri diesel, e 100.000. Deci, un X5, adică stai puțin. Eu știu că BMW e marcă premium, deci, eu știu că X5 e un SUV extraordinar și frumos, dar nu pachet M, nu M5, nu MX5, nu deci, X5M, nu... Știi ce o să se întâmple? Deci nu este 100.000. Da, e, da, nu e, da, o să comenteze. Băi, asta cu, aici vreau să ajung la următorul subiect, da, legat de nișa asta auto, că mă gândesc că puteam să ne fi ales altceva, pentru că la mașini se pricepe toată lumea și când tu vii cu o informație care e puțin controversată pentru că ei nu știu, da? Apar toți specialiști care aruncă cu ouă, cu rahat, cu ce întâlnesc la mână, cu tomberoane, cu înjurături, cu... Știi ce zic? Că, na, așa e aici, e o luptă între băieți, eu așa o văd, știi, mai întâi își măsoară ouțele care le au mai mari, nu știi, și pe aia ne împrietenim, știi? Cred că... Dar mai întâi trebuie să ne batem un pic așa în coarne și e o nișă destul de complicată, pentru că, ți-am spus, la femei, politică și mașini și fotbal se pricep toți bărbații din România și când vii tu și îi spui că... Și la cripto. A, mai nou acum la cripto, da? Facem și noi. Vrem să facem, adică facem, o să facem niște NFT-uri cu mașini, în sfârșit, să sperăm că eu o fac într-o cauză, adică eu cred în cauza asta și cred printr-un miracol dacă s-ar întâmpla să se vândă toate NFT-urile alea, nu în România, că nu mă bazez eu că în România sunt foarte mulți bani și oamenii investesc, cauza noastră e bună sau cel puțin eu așa cred că facem niște lucruri pentru oameni unde să vină să cunoască alți oameni pasionați, să se informeze despre lucruri, să vadă, să poată să stea, să socializeze, să nu știu ce, să nu știu cum. Dar sunt și foarte mulți oameni în industria asta de cripto care sunt mincinoși și fac schemuri și tot felul de lucruri pentru a... Na, dar asta e viața. Așa se întâmplă în orice domeniu în care sunt easy money. Easy money, da. La cripto... Pot fi easy money. Da, pot fi. Unii au dat niște... Nu știu, șuturi așa sau tunuri, niște chestii, tunuri, niște tunuri, da, niște tunuri ca pe vremuri, ca la Caritas și așa mai departe, dar eu cred că sunt și oameni bine intenționați acolo, sunt și mulți care vor să profite financiar de chestia asta, investesc și după aia vând, fiecare e liber să facă ce vrea și cum vrea și să sfătuiască cum vrea și eu le spun tuturor oamenilor pe internet că dacă vor să se apuce de YouTube, TikTok sau Instagram, oricât de nebun ai fi sau prost, îți găsești niște adepți, adică imposibil să nu găsești o ceată de oameni care să te susțină în nebunia ta. Că uite, mă uitam, de exemplu, zilele trecute la Kung Fu Masters de aia, știi? Care, așa. Și tu cazi. Era, știi? Da. Sunt mulți oameni nebuni și eu mă întrebam acum, ok, omul e convins în nebunia lui că are niște superputeri și nu îi atinge pe aia și aia cad, dar ăia care cad, cum cad? Adică își găsește niște adepți care, băi, vezi că eu când fac așa spre tine, tu simți energia și cazi. Și la zi, bă, chiar am simțit-o aici, nu? Și pe aia vine unul și îl bate, nu înțelege nimic, știi? Că, na, se întâmplă. Dar, de asta zic, e o întreagă nebunie pe internet. Și este, da. Foarte mulți oameni și foarte mulți oameni ciudați. Acum să vorbim despre experiențele tale pe internet și pe, pe YouTube. Care au fost cele mai ciudate comentarii pe care ți-au rămas așa în cap? Ceva comentarii ciudate? Sunt, sunt foarte, foarte multe. Ok. Le vezi pe toate mare? Nu le mai văd pe toate. Am avut un moment în care citeam toate comentariile, le răspundeam și mai agresiv, pentru că la un moment dat se adună presiunea. Corect. Și când e ceva super personal... Adică dacă tu ai zice acum, ai face o glumă cu mama, da, chiar dacă nu ne vedem fiecare weekend și nu suntem tovară și da, așa, nu m-aș supăra. Da. Aș râde măcar și aș încerca și eu una. Ok, da. Da, adică
la un moment dat, știi, se trece o linie se trece și de sistemul ăla care îți oprește comentariile și ajunge comentariul acolo și, nu știu, mai scapi. Din experiența mea din ultimii 2 ani, TikTok este cel mai frumos loc în care poți să activezi. Ok. Pentru că, de exemplu, acolo la mine rar sunt comentarii așa hate, foarte personale, foarte puternic, capabile să te jignească pe tine sau pe oamenii din jur. Să te atingă cumva. Da, adică nu poți să zici de mama sau de nevastă ta sau astea. Plus că noi suntem români, suntem latini. Cum am crescut noi. Nu zici de mamă, de astea. Și atunci la astea te recunosc că mă mai e așa. Cel mai urât loc în care am fost acum, cea mai întunecată peșteră este YouTube. Ok. Unde am canalul de shorts și unde nu știau când am... Încă nu era shorts integrat în aplicație cum este acum și e mai ușor să-ți dai seama ce e și oamenilor le apăreau acele videouri scurte pe care le fac eu. De ce e așa scurt? Da, ce e așa... Da. Și acolo zicirile și... Pentru că acolo e locul în care oamenii sunt de foarte mult timp. Și sunt established acolo și acolo activează și stau pe YouTube. Și acolo a intrat în universul lor cu videourile astea și foarte multe jigniri. De curând a pornit și s-a dat drumul, cum se zice, și în România la Facebook Reels. Da. Ok, da. Și Instagram. Instagram e mai vechi, s-au obișnuit oamenii, au început să accepte, să înțeleagă că se transformă într-un concurent de TikTok, consumă foarte mult Reels și la nivel global se consumă și, și în România, din ce am văzut eu, dar pe Facebook, mamă, deci acum când încep să postezi, ieri am intrat pe videourile mele, care merg foarte bine și pe Facebook, pentru că, cum spuneai și tu, mai devreme când vorbeam înainte să începem, sunt publicuri diferite. Și sunt unii oameni care stau doar pe Facebook și pe Facebook. Da. Facebook este în România rețeaua socială cu cei mai mulți urmăritori, cei mai mulți oameni care se loghează zilnic și așa mai departe. Încă este. Și erau foarte multe comentarii. Ce reclamă e asta, bă? De căcat. Că lui a apărut acolo în feed, știi, video pe portret. E o reclamă, eu nu știu ce. Și acolo, deci sunt alte specimene acolo. Știi? Sunt alte specimene. Da, eu zic că sunt peste tot, dar mai mult sau mai puțin și cum ai norocul și cum te urmăresc oamenii. Ce aș vrea să spunem pentru oamenii care se uită la noi și care, știi cum zic, vreau și eu să fac ce faci tu. Vrem și noi să facem. Da. Faceți și hrăniți-vă cu comentariile astea. Howard Stern, Google, Howard Stern. Da. Care făcea ce facem noi acum cu 30 de ani, 40, Howard Stern, Google. Da. A zis: dacă te-ar iubi toată lumea, ar însemna că faci ceva greșit. 100%, nu. Eu am o problemă. Eu jur, eu mă trezesc dimineața și zic că azi n-am deranjat pe nimeni. Trebuie să deranjez pe cineva. Păi nu, nu tu. Dar eu mai fac și eu. Mă bag, dacă nu mă bagă nimeni, înseamnă mă bag singur, știi ce zic? Adică nu. Ideea e că internetul e mare, este gratuit și trebuie să apreciem asta. Da. Accesul pe care îl avem noi la informație și entertainment, indiferent cum este el, unul educativ sau prostesc sau nu contează, vrei tu, da, așa, da. Este free, gratuit pentru toată lumea și trebuie să apreciem măcar atât creatorii, da, și ceea ce fac ei. Da. Adică și noi la rândul nostru ne uităm la lucruri și apreciem. Poate și tu comentezi la unul care a postat nu știu ce, bă, nu sunt de acord, bă, nu știu ce, și eu mai sunt comentez. Sunt hater, stai puțin, sunt hater rău, adică îți dai seama, eu sunt ca ăia, deci comentează ție rău, adică eu mă văd pe mine, știi, câteodată îmi dau și seama, adică ce trec am avut, ce am avut cu el. Dar deci dacă vrei să faci asta și ți-e frică pe internet că o să te înjure lumea și o să fie ceva nasol, să știi, trebuie să știi că eu când lucram la reviste, să zic, acum 15-16 ani, primeam scrisori cu hate. Sau primeai mail-uri
că a început, scria o scrisoare, frate. Scria o scrisoare, venea o scrisoare și zicea, deci nu sunt de acord că ai scris, da, că nu știu ce, că nu știu cum. Atunci oamenii erau mai puțin pasionați, care făceau și efortul. Da, da, cu era mult mai greu. De mână, da, deschizi corect telefonul, te loghezi, da, în aplicație, și a apărut acolo ce vrei bratul tu, care zice că Cielo are 20.000 de kilometri și tu vezi că este zgâriat acolo și ce are 20.000 pe măta. Foarte la îndemână. Ok, boss, bine, mi-ai spus așa. Bine, mă. Nu, ok. Da, mă, da. Toți facem, da, asta, toți comentăm. Da, asta e bine, mă, are 20.000 pe mama. Da, eu intru în prostia mea, eu aș vrea să mă să-l iau acasă. Pe el. Pe omul ăla, da. Pe omul aș vrea să-l iau acasă la mine, să nu-l bat, Doamne ferește, nu-i fac nimic, nu mă ating de un fir de păr din capul lui, să-l hrănesc, să-l spăl, să stau cu el la masă și să vorbim. Eu așa aș vrea. Bă, cum te-ai gândit, mă, tu? Deci ce-a fost, mă, în capul tău când ai dat tu comentul ăla, știi? Mi-ar plăcea, da, na, nu merită efort. Am avut un val așa de oameni care îmi scriau pe Instagram pe scandal. Pe șmecherie, pe ciumecăreală. Pe șmecherie, pe înjurături foarte grave. Unora le-am răspuns și am vorbit câte jumătate de oră, o oră. Ok, am avut și eu de-astea. Și... la sfârșitul conversației ați devenit prieteni, spun eu. Am devenit prieteni. Da, dar da, consider că cu persoanele respective, dacă nu le dădeam înapoi de, pot să zic, morți? Da, și răniți. Doar dacă morți și răniți. Dacă nu le dădeam așa, adică cred că ei au apreciat faptul că eu am vorbit, da, ca ei. Da, la nivelul lor, da. Da. E, da, știu, e... Și a fost așa, nu știu, cred că am mai... E, nu știu cum să spun, e firea umană să ai... Nu înțeleg, ideea, nu pot să înțeleg. De ce că, mai întâi apare hate-ul și după aia, știi? Ideea e că trebuie să... Dar poate nu e hate. Vezi că și noi greșim că, okay, zicem ai făcut, uh-huh, hate. Okay. Nu, frate, așa e omul respectiv, așa vorbește el. Da. Ok. Așa e el. Da. Așa e... Da. Deci am pe pagina asta de Facebook pe care mi-am făcut-o, am două, trei, nu știu, am mesaje și unul din... Am intrat la mesaj și zice, bă, dar tu ești prost, nu știi să calculezi. Da. Și eu i-am zis, i-am răspuns, nu te supăra, la ce te referi? Da. Ne cunoaștem? Da. Nu mi-a mai răspuns. Da. Adică, da, dar zi și tu, mă, frate, bă, ești prost pentru că acolo ai zis așa. Ai zis că 36 cu 27 faci 81, da, și e greșit. Nu, dacă, da, tu vii, știu, la mine și îmi zici, da, zi, bă, Daniel, ești prost, mă. Da. De ce? Uite, la vezi, ce ai eu știu cum, că ai sunt, văzut, știi? Adică eu știu că sunt, dar la care parte a prostiei te referi? Adică ce am făcut prost? Cum? Deci, da, fiți mai specifici în jignire. Da. Da, corect. Adică să înțeleagă și ăla la ce te-ai referit sau unde a greșit, că e tot un feedback, să zicem. Ideea că trebuie să ne adaptăm. Astea sunt vremurile în care trăim, accesul la informație este super ușor, ne place să consumăm informație, nouă ne place că voi consumați, da, informația și munca pe care o facem noi, care vine sub o formă sau sub, da, alta sau sub alta. Da. Și asta e, toată lumea trăiește în pace și în fericire și trebuie să fie pace, nu? Da. Bă, da, asta legat acum că ai venit cu pacea și cu războiul și cu lupta și cu bătaia, din punctul meu de vedere... Să deschidă cineva umbrelele, domne. Da, deci din punctul meu de vedere... Cred că vine vara. Da, 100%. Asta e un lucru bun. În 2022, definiția de război ar trebui să nu mai existe. Adică un copil de 7 ani, dacă îi spui război, o să zică... Nu înțeleg despre ce e vorba, adică nu știu ce înseamnă. Adică ar trebui să iasă chestia asta din lumea asta civilizată pe care noi vrem să o afișăm așa că suntem super civilizați și super normali. Știi ce mă doare pe mine cel mai rău în perioada asta? Că noi avem discuția asta acum pentru că se întâmplă la noi în curte. Sunt de acord cu tine, da. Că dacă se întâmpla undeva departe, n-aveam discuția asta. Da, așa mai e. Sunt, și-a mai fost. Și... Da, așa e. Mai sunt zone. Da, mai sunt. Google... Google e prietenul nostru. Conflicte armate Glob live. Da, live, da. Și o să se deschidă o hartă. Da, și mă, după, da, aia, știu, dacă intri pe acolo. Deci acum când te uiți la video ăsta sau când vorbim noi, intră unii într-un sat
pe un motiv sau altul și îi dai cu cuțitul. Da. Nu. Adică, da, cred că da, după ce o să, când o să trecem peste asta, dacă trecem și cum trecem și ne liniștim și facem aici curat în curte sau se face liniște în curte sau cum vrei tu să spui, hai să ne uităm mai departe. Da, mă, da, e greu cu oamenii, e greu cu oamenii. Oamenii știu. Sunt doar când sunt implicați, doar când e la ei, doar când ce văd ei. Televizorul le dă lucruri, nu știu, drastice sau super exagerate, da, că asta înseamnă stai, televizorul. Păi, da, nu trebuie să stai la televizor. Să stai, sunt de acord cu tine, trebuie să gândești cu capul tău, tu nu trebuie să iei de bun ce zice lumea, dar trăim în epoca vitezei și spuneai că accesul la informație e mult mai ușor acum. Păi, da, așa este, ai perfectă dreptate. Dar oamenii nu mai vor să caute, vor să se uite la unul care le spune, le-a făcut un rezumat. Informează. Fă-și mie un rezumat la Baltagu, că mă duc acum moral la BAC. N-am timp să citesc. Zi-mi tu ce ai citit, ce ai înțeles, că mă duc și eu și zic aia. Deci, apropo de asta, găsisem o aplicație la un moment dat în care băgai un PDF cu o carte și ea ți-l reda ca un video la viteza la care tu poți să citești de fapt. Că noi citim... Ce și puteți citea și o carte, da, citeai o carte în 7 ore sau în ceva. Și ți-o povestea unul. Nu ți-o povestea unul, o citești tu. A, o citeai, ok. Ea vine așa scroll. A, ok, ok, ok. Și tu, okay, de fapt poți să citești. Mm-hmm. E o viteză la, da, care noi înțeles, putem să, okay, citim, sau mă, okay, rog. Mm-hmm. Cred că poți să setezi, că unii, da, o citesc mai în repede, reloare. Mai, ce zicea acolo? Stai că n-am. Ce înseamnă cuvântul ăsta? Stai să bag pe Google, că nu știu ce înseamnă asta. La ce se referă? M-a pierdut. Băi, e tare și asta, uite, să descoperi. Oho, păi pentru asta ai citit-o, dar nu, da, repet, n-avem timp, că o carte citită înseamnă un grătar, un grătar pierdut. N-avem timp de astea. Zim, nu, zim. Bine, nu-l deschid, nu-l deschid, îl mai las. Deschide-l, îl mai las, hai, nu, îl mai las, ce îl vrei mai să las, zic, da, că vreau să te întreb de te partea asta de auto și cum partea te-ai apucat și cum... Partea de auto, cum am apucat. Este o poveste romantică. Exact ce speram. Fix așa. Fix așa. Zi la microfon. Între tine și Giuse. Așa. Povestea, da, între mine și povestea romantică dintre mine și Giurgia s-a întâmplat mai târziu. Aveam 11-12 ani și mama a venit într-o zi de la birou cu 2 plase pline de reviste auto. Și am zis, colegul meu care e cu mașinile românească. Așa e, așa e și acum. Care, colegul meu care e cu mașinile, da, a zis Elena, cum o chema pe nevastă sa, Mariana, așa. Să-și facă curat. Să-și facă dracu curat la astea, că le îi țin praf acolo. Am și o problemă asta. Și a venit cu 2 teancuri de reviste auto. Erau revistele auto de pe atunci. La începuturile presei auto din România. Și am început să mă uit în reviste. Uitându-mă în reviste, am văzut că sunt niște oameni care apar pe acolo. Și la mine așa a pornit totul. Nu am zis... Ce mișto e Nissan-ul ăsta, Silvia. Mm-hmm, mm-hmm. Zis, e un om care vorbește... Eu vreau să fiu ăla. Eu vreau să fiu ăla. Okay. După care am început să-mi cumpăr reviste. Mă trimitea taică-mea de unde stăteam noi să cumpăr apă minerală. Am voie să zic că mă trimitea să cumpăr țigări sau se atacă oamenii acum? Nu, se atacă, mă, de ce? A, că gen... Trimitea copilul să ia extraordinar, țigări. Eu am fost telecomandă, frate, și nu s-a plâns păi nimeni. Și eu, dar eu zic dacă se atacă lumea, nu da, știu. Nu, mă, lasă-i, nu ne, n-avem noi treabă cu deci ce mă trimitea tata să-i cumpăr cartuși de țigări, da? Avea bani și eu nu mic. Aveam o problemă cu asta, pentru că sunt... băiatul lui. Mi se pare, da? Și normal. Și dacă tata era zicea, o mândrie, du-te să cumperi asta, te duceai. Da. Te duceai. Te duceai că ți-o luai, nu exista. Da, mă, da, bătaia e ruptă din rai. Și oricum, vrea să fie fericit, da, nu? Ca să fii tu fericit. Să se culce dreacu seara, da, și eu să mă duc să pun perna pe router și să intru pe net. Da. Mai știi? Puneai perna? Nu puneam perna, nu. Că n-aveam asta, n-aveam... Doar, țin minte că așteptam atât de mult să mă conectez la 10 pe dial-up, încât odată am căzut cu scaunul, frate, când s-a conectat ăla, mă tot țineam în echilibru, știi, cu scaunul, și când s-a conectat ăla, m-am dat cu scaunul pe spate, nu mă așteptam. În sfârșit. Nu, erau niște vremuri. Am exagerat, asta era mai târziu. Bun, și de acolo am început și pe la 15-16 ani am știut, eu asta vreau să fac. De la 15-16 ani până la 18-19 ani au fost certuri în casă legate de asta. Ce e asta? Ce e asta? Asta e meserie. Asta, da. Așa, după care am început să
văd la bloc mașini de cu număr MPI, motor prese internațional. Motor prese internațional. Vezi ce înseamnă? Nu știam. Avea sucursal în România, Motor Prese România, MPR, pe care mașini eu le vedeam în Automotor și Sport, revistă editată de Motor Prese România. Și la un moment dat am văzut într-o poză de la un eveniment un vecin de-al meu, frate. Mam. Și șeful de la Motor Prese, Mircea Ciobotaru, era vecin cu noi. Pleca dimineața, venea seara. Stai seama, tata, știi, copilul. Vorbește, fă ceva. Hai, că nu-ți dai seama. Pleacă de aici, că am treabă, mă uit la meci. Cu prostiile tale. Vino că începe Star Trek, lasă căcaturile. Da. Da, măi, vecin cu noi. Păi da, că vreau să nu știu ce să vorbesc. Nu-ți dai seama, stai că vezi, du-te și vorbește cu el. Deranjează-l, pom. După aia, jumătate de oră. Hai. Da. Așa. Și într-o zi m-am întâlnit cu domnul Mircea Ciobotaru în bloc și zic, domnule, zic, uite, mi se pare lucrul ăsta, aveam 16 ani, 17 ani, mi se pare cel mai tare lucru. Da. Să vorbești, să scrii despre mașini, că nu era da. Alt concept da, 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 pe da, vremea da, aia. Da, da. Și mi-a zis, zic, îmi place asta. Eu am, având mereu, moștenindu-l pe tata, având mereu o înclinație către partea de uman. Okay. Am fost mereu foarte bun la tot ce înseamnă gramatică, tot ce înseamnă compunere de texte și astea. Vrăjeală, adică. Da. Pe note mari. Da. Aveam da, cele mai mari note, nu eram cu matematica, cu chimia, puteam să fiu inginer chimist, milionar. Și mi-a zis, termină liceu, intră la facultate și vin o să vorbim. Fast forward, s-a întâmplat asta. Ai terminat și liceul și ai intrat și la facultate. Da. Mamă! Așa? Fără nicio legătură, că asta e una din întrebările pe care eu și noi care facem treaba asta o primim, ce facultate ai terminat? De litere. Eu am terminat până la urmă facultatea de istorie pentru că tatăl meu este profesor de istorie și am mai făcut pe lângă și facultate de limbi străine. Am o poveste cu istoria leșin. Viața mea e o poveste. Fără legătură. Și nu mai zic. M-a chemat la redacție, la Automotor și Sport. A fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea, pentru că pentru mine, în universul meu, eu un om și chiar și pe atunci un copil foarte introvertit, eu trăiam în lumea asta a revistelor auto și îmi plăcea foarte mult ideea de a scrie, de a vorbi despre mașini. Eu când am intrat acolo și am văzut redacția, Răzvan Măgureanu, Alex Șincan, Dan Atanasiu, Adrian Drăgan, erau pe acolo, știi? Scriau. Lucrau la revistă. Munceau, da. Munceau cu greu. I-am văzut pe oamenii aia din revistă și pentru mine a fost... Wow. Mm-hmm. Da, înțeleg perfect. Erau eroii mei din viața de zi cu zi. Da, nu, da, nu știu ce postere mai aveam eu până casă. Aveai cu Michael Jackson din popcorn 100%. Nu, Michael Jackson nu aveam. Aveam Metallic. Nu, aveam niște mașini și aveam Borussia Dortmund și l-aveam pe Schwarzenegger din... Mamă! Când e ăla, mă... Borussia Dortmund, da, ok. Frate, eu ți-am spus și aveam mă, frate, eu te înțeleg, am înțeleg copilăria. Cum e aia, mă, când ține el agheul ăla, da, de e și husă, din Comando, Comando se chema. Pentru fata mea. Asta e... Ăsta l-aveam, știi? Vopsit și cu aia. Da, e husă de iPhone. Husă de iPhone, aia e tata. Da. Și asta a fost. Și m-a luat și revist. Mi-a zis, s-a dus la Răzvan Măgureanu și redactorul șef. Și nu i-a zis al pe ăsta. Vezi tu dacă poți să faci ceva cu ăsta. Da. Și omul mi-a zis, ai mers tu cu vreo mașină? Vreodată. Eu abia mi-am luat permis. Bine, scrie experiența ta cu o mașină. Ok. Ok, am scris un text despre experiența mea cu prima generație de BMW M5, care era un taxi prin București. Bine, da. Rechin. Aia e altă poveste, mm-hmm. Mult mai complexă și da. Nu o zicem acum. Experiența mea cu mașina aia. I-a plăcut textul,
clar, eu având o un talent moștenit de la tatăl meu, cel mai probabil, care și el a scris cărți și a fost foarte activ pe partea asta. Și a zis, hai să vedem, bine, hai, vino pe aici. Și am început o perioadă de, am avut o perioadă de... De probă, cum ar veni, fără bani, probabil. De probă, de ucenicie, cum poți să-i zic. E normal. Și stăteam pe acolo. Să vezi cu ce se mănâncă, hai cu noi, deci hai cu nu știu ce. Avea o vorbă și încă are. Bă, când te duci cineva, te duci la cineva, te duci undeva la un om acasă, la muncă, la nu știu ce, și vrei să faci ceva cu el, vrei să te... Băi, faci și ghetele, bă, dacă e nevoie. Dacă vrei să te primească omul așa ăla, e, asta țină. Le-am spus și eu, da, asta toți copiii și care întreabă cum faci, bă, dacă îți dorești cu adevărat, te duci și faci. Și adică eu mă duceam în fiecare zi, mă duceam la facultate, nu mă așa, nu știu ce, luam de la Romană până aici, unde era redacția în zona Băneasa, n-aveam mașină. Poți să zici că nu te duceai la facultate, că sigur nu se uită, tăi, că tu la podcast, adică e ok. Și mă duceam acolo în redacție, bă, și stăteam acolo, nu ca un ghimpe. Da, mă, da, am știu. Am și am furat meseria. Așa de unde face. Luau datele tehnice, de unde nu știu ce, cum vorbeau cu oamenii, cum nu știu ce, unde spălau mașina, ce se întâmpla în redacție. Se făceau poze pe film, venea cu filmul, îl developa, îl punea pe masă cu LED de desubt, cu LED, scuze, da, ceva, cu neon de desubt, da, și se uita cu o lupă pe fiecare poză să fie mașina clară. Băi, nu există, mă, să nu fie mașina clară. La mine nu poți să vii. Mașina murdară nu există. Bă, nu intra în revistă. Din Germania, de la Automotor un Sport, școala de acolo, de presă auto veche, îndoctrinați oamenii care au făcut asta acolo atât de mult timp, și eu am furat meseria aia. Dar nu există la mine, că e murdară mașina, rar, rar să fie o urmă pe ea. Mm-hmm. Pentru că eu așa am crescut. Așa e normal. Așa am văzut, așa am crescut. Și am învățat cum se scrie textul, cum se nu știe, tot circuitul ăsta. După care, la un moment dat, am primit primul meu job și anume trebuia să fac așa. Despre sisteme audio, era o pagină în Automotor și Sport, despre jocuri video. Ok. Era cam jocurile subiectul tău, cum ar veni. Jocurile vârsta video erau pe CD, aveam un partener. Îi venea ăluia CD-ul, ne suna, mă duceam, luam CD-ul, mă duceam acasă, îl instalam, mă jucam, făceam screenshot și așa mai departe. Și tuning. Internet, nu pagini de presă, nu. Era la început, dar nu exista. Scrie la Brabus. Dear Brabus, my name is Tudor, bla 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 bla. Mail-ul a apărut. Poți să-mi trimiți și mie când ai noutăți? Ceva. Te abonai. Da. Bă, venea prin plic cu CD. Scoteai alea, începea să fie era digitală, venea era digitală. Au apărut apoi primele colaborări ulterior cu fotografi care foloseau camere fotodigitale. Dumnezeu să-l ierte, a plecat mult prea repede dintre noi, Dan Beșliu. Îmi sună cunoscut, da. El a fost printre primii cu care am muncit noi, care avea cameră foto digitală și venea cu cardul și așa. Și cu el mi-am luat primul omor. Eu 6-7 luni nu am atins mașini, făceam paginile astea 3 de care spun. Bă, da. Nu am atins mașini. Nu da. Există așa. Da. Ca să aveți un orizont de timp, venise la test de anduranță la revistă E46 facelift. Mamă. 318i. Pe injecție. Adică. Valvetronic, cum îi zicea da. Atunci. Asta. Asta era. Și m-am dus să le iau în redacție. Dați-mi și mie două străzi și să mă duc cu asta. Cu... Frate, recunosc. Mie nu mi-e rușine cu ce sunt, cu ce fac. Dar nu ai de ce, adică nu e nimic. Am stat 10 rușinos. Minute să o bag în marșarier. Că da, se întâmplă, da. Da, cred. Dar eu sunt meu. Că m-am întors. Toți sunt. Știi, Adi Drăgan s-a uitat așa la mine. Cum ai băgat-o în marșarier?
Adică a fost manevră, da. Știi? Da, ia seria, ia, da. Ia seria 3. Da. Era ăla, știi, care... Da, trăgea, da, da, în loc de a întâia, da. Da, o a întâia pe greu, așa. Da, da, da. Mă rog, și nu am primit mașini pe mână. După 6-7 luni am primit un test. Și m-am dus la un test cu Dan Beșliu și am luat o mașină de la Peugeot, de la Eurial, unde este și acum. Era un... Nu mai știu dacă chiar ăsta a fost primul test. Peugeot 308 CC. Mam. Și am mers pe autostradă și erau trecerile alea peste mașină autostradă. Mașină de VRC, vorba aia. Da, iartă-mă. În cauza asta mi-am luat și primul omor, pentru că Dan asta a spus. Na. Băi, prostule... Asta e mașina lui Carlos Sainz. Doar nu o să vrei să faci niște poze ca pizda în oraș. Trage-i șpanetă, că te iau eu frumos cu praf, dă-i cu alea. Dă-i și tu o frână de mână, facem o poză de alatul. Facem și normale, dar facem și una de alatul. Uh-huh. Am făcut. Da. Am făcut. A luat cardul, m-am dus, aici stătea redactorul șef. Aici stăteam eu, în partea cealaltă a unui birou așa destul de mare, m-am așezat, i-a dat cardul, am băgat și că dura, erau până se deschide, Pentium 2. Tudorica! Vă toți morți! Bă! Dane, ești nebun! Bă! Am zis, gata, asta a fost. Cred că jumătate de oră. Da, Cosgri, asta nu e mașină. Bă, corect. Om avea dreptate, dar n-a înțeles imaginea. Ședință. M-a dus în birou la, îl vedeți? La CEO. Așa nu. Bă! Bă! Cred că n-am mai. 2-3 luni am fost așa mai pe... Cred că am mai mers cu un smart și pe aia a fost o pauză. Ne. A fost o pauză. Deci cam așa a fost. După care am continuat să muncesc, am avansat, am fost redactor. De acolo am plecat în prima mea aventură cu Costin Giurgea. Am plecat la Top Gear, unde era el redactor șef. Am fost redactor șef adjunct. După care, în vreun an, doi, am fost redactor șef la Four Wheel Drive Magazine, okay. Care a fost o revistă mai super de nișă de off-road. Aia e greu la noi. Foarte greu, dar, mă rog, erau multe SUV-uri, apăreau din ce în ce mai multe SUV-uri și a fost ok. A fost o perioadă fabuloasă a vieții mele să lucrez în anturajul ăla care era, oamenii care erau la... Top Gear, Andrei Fototoboșaru, cred că îl știi. Nu știu. Așa, și toți care au lucrat acolo. Apoi am plecat la promotor la revistă, ca redactor șef. După aia am fost, am luat o pauză, o perioadă în care am făcut ce ai vrut tu. Ce am vrut eu și în principal Autograma, care a fost o pagină. Încă există o pagină de Facebook pe care, în care puneam fotografii realizate cu fotograf profesionist, da, cu mașini. Făceam un album, de exemplu, Volkswagen Golf. Și la fiecare poză scriam o descriere mai lungă și toate astea unite constituiau un test. Ok. A fost printre primele, dacă nu de auto 100% a fost primul din România și din Europa, printre primele produse de social media în care contentul era unul original și strict la obiect. Mm-hmm, mm-hmm. Adică da. Publicai în social media testul, gratis, să-l vadă toată lumea, nu cumpărai revistă, nu știu ce. Așa, după care m-a sunat Giurgea la un moment dat. Bratul, ce faci? Aici a început romantismul. Așa, și mi-a zis, n-ai vrea să... Păi noi mai fusesem și la Top Gear. Ok. Ne știam. Păi nu, da, credeam zis, că de aici a început partea video, gen. Da, ai vrea să faci... ce îi zice să facem o emisiune? Acum iarăși mi-aduc aminte de
cineva care iarăși a plecat așa foarte brusc. Sorin Popa de la Empire Video Production, care a fost producătorul nostru pentru emisiunea de la TVR. El a venit la Giurgia, hai mă, să facem o emisiune, și Giurgia a venit la mine și mă știam cu Sorin, Dumnezeu să-l odihnească, și el a plecat anul trecut. Din păcate, sper să ne revedem dincolo. Se zice că, e, și-au făcut tot ce aveau de făcut pe pământ și-au îndeplinit misiunea și de-aia se duc în altă misiune, cum ar veni, așa da. Se zice. Acum nu știu cât de... Cei nu știe care, nimeni, cei ce care o să fie cu oamenii ăștia pe care am amintit eu în misiuni, în partea cealaltă, o să aibă parte de da, super misiuni. Misiuni mișto, da, 100%, da. Asta și, e păcat. Am fost la TVR, după care am ajuns... după ceva ani la ProTV. La ProTV s-a creat produsul ăsta media cu foarte multe ramificații, după aia a venit pandemia pe noi. Colegul nostru care se ocupă și se ocupa de vânzări, Tibi Tomescu. Ia uzi, bă, Tomescu. Capul. Tomescu! Te-mi frați. Așa... Fă-ți TikTok, fă-ți TikTok, fă-ți TikTok, fă-ți TikTok. Du-te dracu, du-te dracu, du-te dracu, asta du-te da, dracu. Și eu am zis același lucru. În 2018 am mers în vizită la cei mai buni prieteni ai mei de la Reșița, care au copii. În 2018 copiii erau mult prea mici și știi cum, dă telefonul, dă telefonul, dă telefonul, dă și mie telefonul, că n-aveau voie pe telefon. Și eu mă duceam, îți dai seama... Unchiul de la București, ia-mă telefonul. Și la un moment dat, unul dintre ei, ăla mic, nu mai știu cât avea, 7 ani, 6 ani. Bratu. A făcut el ceva. Erau mesajele alea. Îmi terminase netul, frate. Mamă. Nu era nelimitat. Da, nu era. O vreme aia, da. Îți dai seama. Mamă, l-am căutat jumătate de oră cu maică-sa, să-l omorâm. Hai să-l batem bine de tot. Vlad, să-l rupem cu bătaia. Ce-ai, vreau să știu ce ai făcut. Am stat pe TikTok. Nu ai TikTok? Prostule. Mi-am făcut TikTok. Am zis că nu e de mine, că e de copii. Mi-apăreau numai d-alea cu Fortnite, că el doar la aia se uita. Ok. După care au... Am mai intrat din când în când, am mai pus eu așa câte un video ce aveam, am văzut că fac views. Deci eu am contul făcut atunci cu copiii la munte, la pensiune, din 2018. După care, pe pandemie, Tibi, bă, vezi că a explodat, vezi că a explodat, fost TikTok, fost TikTok. Și la un moment dat, într-o seară, nu, eram în spălătorie cu seria 8. Seria 8, se moare. Seria 8 cu care ai filmat și tu cu șuba aia pe tine. Și eram într-o spălătorie și zic, las-o între noi. Și zic, hai să fac un video. Da. Cu telefonul așa. Da. Mai făcusem, știi, dar nu eram. Da. 200.000 de views. Wow. Tibicule, frățiorul meu, îmi cer scuze. Îți dai seama, alo? Vladis, trească familia, că mi-ai instalat atunci TikTok. Încă n-ai TikTok, prostule! Așa se mă înjură copiii. Da, bun, da, foarte bine. Și așa s-a întâmplat, frate, și am început să fac... Și mă sună ăsta, e de pe un am început să fac TikTok-uri, lumea a început să le aprecieze, să facă vizualizări, am început să... câștig din ce în ce mai mulți followers. Am crezut că zici bani, că mă speriați. Că e și ăsta un subiect. Este adică banii din TikTok, este știi? Este banii din TikTok. TikTok nu este monetizat în România. În țările în care este monetizat, fie că vorbim de America sau vestul Europei, la 10 milioane de views faci vreo 200 de euro. Deci ceva bani faci. Acești bani... Nivelul la care este TikTok acum, așa se câștiga și pe YouTube la început. Mâine poate să se câștige, să crească
într-un an, doi, să câștigăm cât se câștigă acum. Și iarăși ajungem cu discuția la nișă. Pe auto, peste tot în lume, din monetizări nu se câștigă cât se câștigă dacă facem un sandwich dublă senzație și pufos și crocant și nițel pită, da, 425 bombă, de grame. Da. Dacă noi facem sandwich-ul ăla și facem un video deștept cu el, da, facem mai mulți bani pe YouTube, că okay, așa-ți dă sistemul, da, decât dacă facem un auto, video, da, cu cum Nissan-ul ăla. Chestia aia. Cu Skoda versus Nissan. Da, sunt oameni, sunt oameni care fac vlog, uite, vorbim de Mariciu acum, fii atent. Sunt oameni care fac vlog general, să zicem. Daily vlog. Daily vlog, unde pot prezenta de la mașini de spălat până la mașini de condus. Și posibilitățile sunt mult mai mari. Da, dar ei zic, mamă, vreau să vin pe auto, că acolo-s banii. Știi? Adică mulți care nu fac auto, păi, cred că pe auto-s bani mulți. Păi, știi? Nu, dar nu, deci, sunt. Deci vezi, asta nu zic doar de el, nu, asta zic pentru oricine. Vino. Da, vino și fă, da, și vezi... Vino și fă. Da, și vino și fă și vezi vino cum și e treaba. Fă. Și da, poți să faci, poate tu poți să iei bani mulți din publicitate. Din punctul meu de vedere, oricine, și Mariciu și oricine, frate, să faci 1 milion de euro din social media, da, ar fi cel mai frumos lucru. Da. Pentru că ar însemna că ai un content fantastic, da, șmecher, lumea l-apreciază, da, pe se care uită mult, și da, eu l-aș aprecia și mai face să vreau să fac ceva mai bun. Da. Pentru că așa, mm-hmm, sunt eu. Da. În ceea ce fac eu, vreau să fac cel mai bun content. Nu, da, cel mai bun content, cel mai urmărit. Ok. Pentru că din punctul meu de vedere, asta contează. Să faci vizualizări. Ceea ce faci tu să ajungă la oameni. Cum ajunge la oameni? Dacă contentul este bun, omul intră, îl share-uiește, comentează, se implică, platforma vede, da, simte, îl trimite, da, către mai, mai mulți oameni. Da. Asta înseamnă că al tău content este apreciat, este văzut, faci vizualizări. Ca să închidem subiectul, mi-am făcut și YouTube Shorts, da, canal de Shorts. Am trecut de 90.000 de subscriberi într-un an și 4 luni, ceea ce este fantastic. Este, am avut un video pe TikTok devenit viral, Mustang Classic versus Mustang Mach-E. A făcut 75, acum suntem la 75 de milioane de vizualizări anul trecut. Dar restul contului meu de TikTok a mai făcut 100 de milioane de vizualizări. Anul trecut pe TikTok am avut 100 de milioane de vizualizări în total, plus 75 de milioane de la acel video, care este în momentul de față cel mai vizionat video cu Ford și cu Mustang de pe internet. Și câți bani ți-au dat ăștia de la Ford pe treaba asta? 0 bani. Dar TikTok cu câți bani ți-a dat? 0. O să-ți arăt să punem pe ecran. Te cred, da. Okay. Ce înseamnă asta pentru mine? E o satisfacție pe care o simt aici, dar și aici și aici. Dar poți să faci un clip, adică pe TikTok sau YouTube sau așa, da, poți să faci un clip în care zici de la început, bă, ăsta o să facă peste 300 de mii? Cum adică, să anticipezi eu? Da. Da? Da, da, pentru că... Bun, mă, să-i luăm, să-i dăm niște bani lui bratul. Pentru că știu... știu că ce să filmăm. Eu da, am devenit foarte pasionat de chestia asta pe care am început să o fac în timpul liber de la jobul meu principal. Și am început să... Eu nu am conceptul de timp liber, de vacanță, de nu știu ce. Am zile în care, na, știu că nu o să fac nimic, dar în principiu îmi place să am content, îmi place să lucrez. Ceva să faci. Asta este pasiunea mea, să creez acest content. Și am început și m-am dus și am studiat foarte mult în zona asta de mobile creator. Tot ceea ce fac, să fac pe telefon și doar pe telefon și să filmez cu telefonul și să montez. Și am început acum să montez... Montezi pe chestia asta? Da. Totul... Ce chestia asta? Ăsta este un Xiaomi. Ok. Da, ce să zic? Mișto. Totul... așa îmi place... Așa, da. Așa m-am format și vreau să cresc și mai mult în direcția asta.
contul de YouTube cu shorts a făcut 50 de milioane de views anul trecut. Și Instagram, unde am început să postez Reels. Anul ăsta o să diferențiez cumva contentul, chiar dacă sunt aceleași mașini, o să diferențiez contentul între platforme. Dacă mă întreb ce îmi doresc, mi-aș dori ce-ți să... Ce-ți dorești? Mi-aș dori să, ca în viitorul apropiat, să activez pe o singură platformă care să-mi ofere toate satisfacțiile. Nu zic să dispar sau să închid celelalte platforme, dar mi-aș dori să fac bani din TikTok, să zic. Okay. Pentru că TikTok m-a adus unde sunt acum pe planul ăsta al vieții mele. Okay. Și vreau să dau înapoi. Adică vreau să fiu un creator care rămâne pe TikTok. M-ar ajuta foarte mult, nu pot să vorbesc. Da, nu pot. M-ar ajuta foarte mult să fie o monetizare. Cred că pe orice creator l-ar ajuta asta și cred că ar ajuta și platforma, pentru că marii creatori nu s-ar mai gândi, nu vorbesc de mine, vorbesc de cei uriași, nu s-ar mai gândi să migreze. Pentru că acum în lume au început să fie discuții și să se agite apele. Pentru că Meta, da, a.k.a. Facebook și Reels, Instagram Reels, au început să anunțe ceva ce nici YouTube nu are, și anume o monetizare pe care tu să poți să o activezi și să iei bani din ea, din reclame. Mark, tu vă știi că toată lumea zice, Mark, băi Mark, fratele că ai copilărit, da, cu el, da, la Berceni. Domnul Mark. Domnul Mark a spus că ei lucrează la o integrare de publicitate pe videourile scurte sub formă de banner, un banner micuț sau a bubble. Mm-hmm. O bubble ca la mesaje, da, de, da, telefon. Da, da, să-ți rămână, deci totuși. Deci noi facem așa și, da, intră dublă senzație, pufoșic. Da. El nu știe cum, ca la Google. Mm-hmm. Dacă o să se întâmple asta și o să intre publicitate pe short videos, tu o să fii bine. Nu știm asta. Nu știm asta. Tu o să fii bine, da. Nu știm asta. Și, da. Nu știm asta, dar există șansa pentru oricine să facă asta. Da. Care e pasiunea ta? Ce-ți place să faci? Băi, mie îmi plac scaunele. Îl știi de pe YouTube pe Whistling Diesel? Whistling Diesel. Fluierând Diesel. Un american. Okay. Da, nene, da, 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 care își cumpără niște mașini și le distruge, da, doar de dragul de a le distruge și de a fi, da, contra, da, celor, da, 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 care spun că sunt cele mai tari. Da. Face milioane. 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 Dar bine, e în America, e acolo lucrurile sunt altfel și așa mai departe. Dar, deci, în, da, în, da, în, se în, poate face. Adică dacă vin și niște să, bani din asta, facem, se poate hai face. Hai să zicem și asta. Deci în România, în auto, dacă tu ai face videouri cu formatul pe care îl faci tu, adică, da, clasic pe, da, YouTube, tu ai luat cam $1,000 impozabil la 1,000,000 de views. Cam, okay, atâta se face, da, pe auto în România. Da, 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 da. Noi nu facem 1,000,000 de vizualizări, că nu e panică. Deci să nu vă agitați că luăm 1,000 de euro, că nu. Deci, pe canalul meu de YouTube, un canal de YouTube, eu fac în jur de 2,000,000 de vizualizări lunar cu videourile pe care le postez eu. Doar că nefiind publicitate, reclamă, da, pe video propriu-zis, în pe sine, shorts, nu fac 2,000 pe lună. Uh-huh. Da. Ceea ce nu este ok. Și nu e ok, Google. Stop it. Da, nu e ok, da. Da, da, mă, concurența asta... între platforme o să fie din ce în ce mai mare. Ce putem noi să înțelegem, da, din asta? Dacă tot în jurul nostru se mișcă așa și în direcția asta... Asta trebuie să faci. Trebuie să vedem. Da. Mai avem doar câțiva ani și o să se schimbe iar lucrurile. Okay. Și o să trebuiască eu cu tine, cu Marius, să ne gândim noi ce facem, frate, în metavers. Da, eu n-am pământ acolo, nu mi-am luat nimic. Adică mă trezesc, o să fim, umblăm pe stradă, pe aia, din colț în colț, ești prost? Ce faci? Să fim oamenii metaversului, ești nebun? Ce să știam, boschetar de metavers. N-au nici pământ, poate, n-au nici poate casă. Poate ne cheamă și pe noi. Uite-mă pe Daniel și pe Bratul. Da. Ia veniți, mă, cam eu aici, 10 metri pătrați să pe metavers. Ia. Stați și voi aici, în locul ăsta. Da, cum? E haos. Cum faci? E haos. M-a șocat
Pot să zic ce m-a șocat? Zic ce vrei. A fost un scandal în social media. Un scandal? Ăla cu tine și cu Mariciu? Nu. Na. Okay. Ăla a fost scandal? Nu. Așa. Eu am vrut să fie, dar n-a fost. Păi putem să-l facem. Da, putem. Vă mai vorbesc cu Adi, mai zic lui Mariciu. Mai faci. Poți să fii tu fochistul nostru? Da, păi am încercat, mai zic că am încercat, dar nu a funcționat. I-am zis, băi, Mariciule, că te-ai jurat bratul. M-am jurat că am mușcat ăla. Te-ai jurat, îți dai seama. Băi, Mariciule, te-ai jurat bratul ăla? A, nu mă interesează. Băi, vezi că te-ai jurat ăla acolo. Slab, dar mai încercăm. Eu zic să mai încercăm. Mai încercăm. Mai încercăm. Într-un loc din începuturile metaversului s-au întâlnit niște oameni sub forma acelor mici, cum se cheamă, nu emoticoane, mă, cum îi cheamă acum? Cum te cheamăm acum când ești? Avatar. Avatar. Erau cu fiecare cu avatarul și erau 2-3 băieți și o fată. Frate, și acolo în desenul ăsta animat au busculat avatarul băiat. Busculat avatarul fată? Da, okay. Gen... Da. Nu există acolo conceptul ăsta, da, da. Ca să nu mergem și mai departe. Da. Okay. Dar era avatarul, da, fată și avatarul băiat făcea un gest. O ciocănea. Cum, bă, ar veni? Păi așa arăta. Ai zis bine. N-avea ce să facă altceva. N-a fost o prostie. Da, nu, o ciocănea. Se loveau. Se loveau, domne. Se auzea ca fuga în șlapi. Și pentru că nu avea alte acțiuni să le poată face. Ceea ce este foarte grav. Pentru că nu intrăm noi doi acolo. Intră. Să, da, vedem asta și să-i rupem lui avatarul la capul. Să-l ciocănim doi pe unul după aia. Ei, bolangiule. Deci o ciocănești pe asta, mă. Stai că te ciocănim. Ia vino, mă, încoa. Ia vino, mă, să te împingem mai încolo. Așa, bun. Și s-a ridicat și problema asta care o să mai întârzie un pic. Și anume legiferarea accesului de acolo. Ok. Trebuie să fie niște reguli, trebuie să fie, da, niște legi. Corect. Adică trebuie să fii, cum îl banezi pe ăla pe viață? Că trebuie să-l banezi pe viață la așa ceva. La ciocănit. Păi da. Ok. Pentru că intră, da, intră fimea. Da, și nu poți să o ciocănești. Adică acum îl mai găsești, îl mai astea, mai cu IP-ul, da, mai cu nu știu. Dar ce faci, frate, că ăla e în Argentina, da, și... Da. Da. Trebuie făcute și lucrurile astea. Siguranța, știi? A copiilor. Copiii o să fie primi acolo. Noi trei, da, ne punem acum casca aia pe cap, ne jucăm 10 minute, vomităm. Da. Nu e creierul nostru. Copiii, da, se adaptează imediat. Bineînțeles. Fiul la 3 ani și 8 luni descuie telefonul, face, intră pe cameră, da, face și lucruri. În 2 ani, în 2 ani stă 2 ore în metavers, în VR. Da. Și tu îi zici, termină, mă, că ai stat 2 ore. Și el ce stai, mă, șefule, că ești, ne abia am pornit. Și tu nu poți să stai, nu o să putem să stăm. Creierul nostru nu se poate... La noi durează mai mult. Este mai, mai încet, mai slab. Mai... Fiat, ce faci cu telefonul ăla? Salut, vrei să faci o prezentare la un Bentley Mulsanne? Nici nu știam că există. Da. Cunosc pe cineva care are la vânzare și poți să-ți fac legătura. Uite, dacă vrei. Da, mulțumesc frumos, apreciez. Când dacă vrei, vrei, când vrei tu. Când vrei tu. Dacă vrei, oamenii. Vreau. Vrei, da? Vreau un Bentley Mulsanne. Dăm contactul, frate. Dăm contactul. Îți dau contactul să faci frumos Mulsanne pe TikTok. Deci, fiat, am intrat. Au văzut 1638 de oameni că noi suntem împreună. E jale. Și avem câteva întrebări. Nu sunt așa multe. O să încep cu sfârșitul. Da, ai zis că ai mai avut mai multe. Mai, sau... mai am în alt loc. A, mai am și în alt loc, dar e ok. Aici avem o oră și ceva de filmare și cu întrebările, o oră jumate, e mega suficient. Să fac 4 ore, perfect. De ce s-a certat cu Mariciu? Eu să nu crezi că inventez. Adică să nu crezi. Eu, asta am luat-o de aici. Da, o vezi, da? Apuși... Nu mai citi și altele. Citește-o pe asta. A pus și smiley face. Da. De ce ai pus smiley face? A pus smiley face pentru că nu e hate. E o întrebare bună. A, uite, întrebare, vezi, okay, asta trebuie să mai... Plus că eu le-am spus. Când e de glumă, e de glumă. Când nu e de glumă, nu e de glumă. Dacă nu... încercați glume proaste la care eu nu râd. Deci, îi puneți întrebări lui Bratu, dar puteți să încercați porcării, nu e nicio problemă, dar să râd la ele. Dacă eu nu râd, vă dau bloc. Ăsta e riscul.
Deci, și eu blocul nu-ți scot niciodată, că nu știu. Exact. E blocul... Blocul rămâne bloc. Deci de ce te-ai certat? Nu te-ai certat. Nu eu știu, certat. Dar răspunde omului. Nu m-am, Daniel nu m-am 275 certat. Îl cheamă pe el. Daniel și nu sunt eu. 275. E un cont de-al meu fals. Domnul Dan, da. Nu m-am certat cu Mariciu. Nu m-am certat cu Mariciu. Da. Pur și simplu ai simțit nevoia... Pur și simplu am simțit nevoia să... împărtășești o părere pe internet. O părere pe internet. Asta fac și eu. Oricine poate să facă asta... Da. Și eu am sunt pro chestia asta. Am... Pe internet ești liber să spui tot ce gândești, cum gândești, iar oamenii să aprecieze sau nu, să înțeleagă ce vor. Și Mariciu trebuia să o ia ca pe un feedback. Ceartă... Că și eu i-am zis, nu mai zi mă nanometri. Că ea sunt newton metri, nu nanometri. O ceartă implică, nu știu, o ceartă. N-ai văzut și tu niciodată. Să ai replici, da. Ceartă doi oameni. Oamenii nu s-au certat. Doar domnul Bratu s-a trezit într-o dimineață. Na. Bine dispus și a zis, bă, găm, eu te-l și pe ăsta face și ăsta mașină. Băi, buhnici. Nu, nu, nu. Păi nu, că nu, asta poate, nu? Am mai... N-am zis, mă, la început că poate să facă oricine da, și că... Da, poate să facă oricine, așa este. În orice dar domeniu. Dar și tu poți să zici orice vrei tu. Și eu pot să fac orice și să zic orice. Ce zic părinții de tatuaje? Nu mai au ce să mai zic acum. Nu mai au ce să mai zic acum, corect. De ce Mercedes, de ce caroseria asta? Bănuiesc că se referă la mașina ta personală, care este un Mercedes. Se referă la mașina mea personală, nu? Young Timer, da. Da, okay. Să zicem, da. Nu e old timer. Da. Câți ani are? Clasa S W140, 25 de ani. Este facelift din 97. Este limuzina care mi-a plăcut mie. A fost limuzina copilăriei? Și a din fost cauza asta? Limuzina adolescenței pentru că un cel mai bun prieten al meu a primit de la tatăl lui. Și nu ai prieten cu banii. Nu, n-ai, nu. Da, mă, glumesc. A primit de la tatăl lui mașina asta, citez, ca să nu ne omorâm. Și era o ca mașină din ea, da. 91. Nu știu, între primele, da? 280 diesel. Ok. Nu putea să-ți dea 600. Deci, știi cum e la W140 pre-facelift și care are și, nu știu, 200.000 de kilometri sau whatever? Nu știu. Ia mașina asta și tu zici, mă, să moară, mă, avem balenă, ești nebun. No. La două zile eram la servis. Ce să faci? Da. Și diesel, cutia. Și cum schimba? Mă! Bă, da, era S, oricum. Deci, a fost bună mișcarea, nu ne-am omorât cu ea, mergeam cu ea când mergeam cu ea, ascultam 50 Cent, ascultam asta. Cu băieți. Noi, de principiu, grupul meu de prieteni de atunci, noi eram pe curse, da. Noi eram pe chill, uh-huh. Eram pe genul, hai să dăm o tură de magheru. Uh-huh. Să înturăm ceva. Dăm o tură, să agățăm ceva. Hai mă, că și era ce dracu, dădeam la tură, ești nebun, am sute de kilometri de magheru, ești nebun, la geam în geam. Dar și ele, tot de-aia. Păi ele nu, ele erau prin oraș, se plimba. Aveam o treabă. Da, era, mergem de la Victoriei până la Unirii și înapoi. Adică nu e... Și... Da. Era un metavers. Vreau să ciocănească ceva. Da, mă, așa, bun, deci și... aia a fost mașina. Și mergeam okay? Așa și mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut sentimentul. Atenție, eu când am început să lucrez în presă, au trecut, nu știu, la Automotor și Sport un an, doi și am ajuns la un master test unde ne strângeam prin Europa Centrală și de Est revistele de acolo și a fost o chestie cel mai mic model al mărcii cu cel mai mare. Uh-huh. Și la Mercedes a fost un A-Class, ăla. Urât ăla. Testul elanului. Da, A-Class testul elanului. Și un S, generația următoare, S600 Long. Mam. Și ăla m-a dat peste cap. Da. Ăla m-a ce da. Mai oricum, m-a, a fost diferență a fost mare ceva, de la balenă la ăla, a fost ceva, era fantastic. Ceva așa, era nou, abia lansat. Da. Era what the fuck. Da. Dar mie mi-a rămas asta. Ce am mai văzut în filme, ce am mai una alta. Asta este mașina care îmi place mie să merg din când în când cu ea. Cum le-am zis și altora, acu' e la service.
mici rahaturi. Așa. Nu, mașina acum, dacă mergem și o luăm din service, o pornim, mergem cu ea până în Germania și înapoi, n-are nicio problemă. Taci din gură că tu n-ai microfon. Mergem până în următorul service fără nicio problemă. Nu. Da, mă, da, așa e cu mașinile vechi, așa și mă trezesc într-o dimineață, nu știu, o văd în parcare și zic că hai că plec cu ea. Și vreau să pornească și să... Să meargă. Plec cu ea. Da. Posibil să-i fi cumpărat niște jante. M-ai omorât cu jantele alea de 3 luni. Posibil să-i fi luat niște jante. Posibil. Mari. Mari? Ce? 19? A, nu. 18? Posibil. Posibil să trebuiască restaurate. Da, mă, le facem, te-am mai zis, dar mă omori. Vezi că sună banii. Da, ai cu alea cu spin. Nu. Deci, spinere. Bun, da, trecem peste, nu e cazul. M-am uitat de spinere. Nu e cazul, o să mă ocup eu personal de el să nu țigănească mașina, e ok. De ce frânezi cu stângul, auzi? Și 3 semne de supărare, de tristețe. 3 și 2 puncte la sfârșit. De ce frânezi cu stângul? Pentru că așa m-am obișnuit. De la curse. El așa este merge la Monte Carlo, la... Nu, eu nu merg. Eu merg foarte mult la drum lung. Am fost școlarizat. Școlit? Școlit. Am fost la școlarizare la Adrian Drăgan. Google Adrian, da, Google Adrian Drăgan. Drăgan. Care a activat în campionatul național de raliuri. A fost primul care a avut mașină diesel în campionat cu Seat, România. Da. Ca să vă faceți așa s-a o dat idee. La Pikes Peak, băiatul ăsta oare? Nu, sau Mitrașcă. Mitrașcă, s-a dat la Pikes Peak. Îl scufund, cum ar da. Și dacă, la fel, cauți left foot braking, da, este o practică din raliuri care nu este greșită sau ilegală sau cum vrei tu să-i spui. Și dacă ai, fie că ai mașină manuală, fie că ai mașină automată, dar mai ales la mașină automată, poți să-ți educi creierul să transmită piciorului stâng să calce mai încet. Da, nu atât de tare cum el obișnuit să calce ambreiajul. Dar asta, adică eu n-am înțeles întrebarea, omul pur și simplu te-a întrebat, tu ai răspuns foarte ok. Nu cred că e nimic greșit. E ca și cum ai scrie cu stânga sau cu dreapta. Adică nu mi se pare ceva, ăla frânează cu stângul, fraierul ăla sau deci, șmecherul ăla. Sau mi-am format. Dar uite, acum vezi, mă gândeam să-l chemăm la aia cu Autocross Arena, știi? Și omul frânează cu stângul, ești prost? Deja te dai tu cu el în mașină dacă vrei și pui întrebările, știi ce zic? Am zis că facem un format cu oameni care nu au valențe de-astea de condus, adică să mergem lejer, știi? Nu dacă să sunt facem curse. Nu, deci dacă sunt la Motocross Arena și trebuie să scot timp, nu frânez cu stângul, pentru că eu mi-am format reflexul de a frâna cu stângul la drum lung, când mergând constant pe autostradă sau chiar și în coloană pe DN sau unde vrei tu să-i spui, reduci conform cu ceea ce se întâmplă în fața mașinii. Conduci, nu anticipezi. Da. Ăla a ciupit puțin frâna, începe să se frâneze, deci tu frânești un pic. Da. În loc să iau piciorul din accelerație, ridic dreptul din accelerație și frânez un pic cu stângul. Fac jocul ăsta. Ca să nu fie stângul degeaba acolo, să amorțească, furnici. Fără să-mi dau picior, seama, Ace. Da. Fără să-mi dau seama, acum mă urc în mașină, stâng în frână și am pornit mașina. Mi-a intrat în reflex. Niște băieți spun că dacă le aduci all-seat-ul, îți fac ei detailing gratuit din partea casei. Nu știam că ai un all-seat. Da. Când vine challenge-ul la Silvia versus Skoda? Eu le-am explicat oamenilor că aia a fost o discuție pur așa. Păi nu, n-a dar fost trebuie nimic să stabilit păi și nu, calculat. Trebuie să o dar facem. Dar putem să o facem. A dacă trecut tu foarte faci o Skoda, eu am Silvia. Adică nu mai știu, chiar mă gândeam dimineață că ăsta o să fie un subiect de discuție. Mamă, ce mă întreabă ăsta? Da. Și știam că o să... nu mai știu dacă am zis că facem cu diesel sau cu benzina. Cu ce vrei tu n-are importanță. Cu ce vrei tu n-are importanță. Bun. Mașina este... Este? Este. Avem? Este. Okay, bine. Mă ocup eu la circuit. Este. Mă ocup eu la circuit. Da, deci trebuie să spunem... Frumos. Fii atent. Deci, trebuie să spunem asta acum. Da. Trebuie să... Tu repezi după mine. Da. Prietenul nostru... Prietenul nostru...
Cristi Preoteasa. Cristi Preoteasa. De la Bradi. De la Bradi. Cel mai frumos și șmecher vânzător de Skoda. El este cel mai frumos și cel mai frumos și deștept, am zis bine? Și ne șmecher. Mai dai și nouă o dată Octavia RS? Da, sigur ne-o dă. 100%. Dacă nu, facem un rost de trebuie una. Trebuie să tăiem panică. Asta, te rog, să o punem undeva să vadă. Da, asta, da. Să punem pe șorțurile lui... Nu, pe șorț, pe astea, da. pe Facebook. Să o punem undeva să... Cel recomandă ce studiare, dar am vorbit despre asta până acum, deci nu mai e cazul. Cum era domnule Bratu, comentariul ăla cu geaca de piele? Nu știu. Nu. Ce e vorba? Am făcut un test cu actuala generație de Audi A8 când s-a lansat. Da, acum vine facelift-ul, perioada asta. Când s-a lansat modelul ăsta. Ce bine că mi-ai zis, cu niște emoții. Abia așteptam facelift-ul. Da, știi, tu n-ai prietenii cunoscuți ăia? Ba, bă, da. Ce faci? Da, bine. Așa. Auzi, m-am văzut acum, nu știu, am intrat pe net asta, am văzut la SUV-ul ăla, știi, de la... Seatul ăla, gen, dar care nu e Seat, are sigla aia, știi? Ai idee când este facelift? Tu n-ai cunoscut din ăștia? Nu, n-am, că eu nu vezi, prea fac multe mașini nișa, noi. Și nișa ta e, da, la tine e altfel. Mă scapă asta. La mine asta e. Mă adică întreabă multe mulți nebunii. Oameni. Și este foarte ok. E mai ok, cred că, să întrebi și să... Nișa mea este următoarea. Se merită BMW E46 330 la 18 ani? Nu. Ce se merită mai mult... BMW E46 sau Opel ăla? Nu, frate, n-am cum să răspund la lucrurile astea. Mi este imposibil să nu știu viața ta, nu știu ce faci. Nu, nu păi e așa dacă se să merită. Trebuie nu să ai să discuția dacă asta. Se merită. Păi trebuie să ai discuția asta, da, cu oamenii. Bon. Trebuie să ai... Deci, și eram, am făcut un material pe care l-am pus și pe YouTube și a fost un comentariu pe YouTube-ul Super Speed cu noua 8, mamă, Audi A8, ești nebun, da, generația nouă, îți dai seama ce a fost. Da. Nu știu care e Giurca sau și care e Bratu, da, dar ăla cu geacă neagră e prost rău. Bun comentariu, memorabil. Eu aveam geacă neagră. Tu aveai geacă neagră. Și nu era de piele și era o geacă gen... Frate, eu o sunt mai fios. Ai sau ai aruncat-o? Nu, de nervi. Nu arunc hainele, da, le donez, okay, în locurile alea speciale din oraș. Ok. Când, da, nu. Da. Niciodată nu arunc haine. Bun. Și am donat-o la un moment dat, că nu știu. Nu m-a... Dar m-a urmărit mult timp treaba asta și când mi-am luat geacă verde acum... Geacă nouă. Când ți-ai luat geacă nouă, ai zis să nu mai fie neagră. Nu, mi-am luat geacă... Nu, frate, eu sufăr de frig și geaca aia cred că atrăgea atenția că nu prea poartă lumea geci de-astea, așa, știi, era trei lungă, sferturi. Era lungă, era lungă, da, așa, da, da, un palton, dar era, da, super, da, călduroasă, da, frate, de-aia ca, zici, de, da, fotbalist. Da, dar, știu, dar antrenor, de investitor. Stai să filmeze o mașină, stai lângă, da, nu stai, mă, în mașină ca bulangiu, stai lângă cameraman acolo, nu, bă, da, mai ajuți-l, mai astea, și stai în frig în astea, ții pe tine și tot ce ai pe în casă. Corect, nu. Și mi-am luat geaca aia și că ești mi-am prost. Luat geaca verde, toată lumea mi-a zis, n-ai mai luat-o neagră. Bă, toată lumea, înțelegi? Bun, bun, de acasă, bun, bun. De acasă până la oameni... Verde, nebunule! Te-ai șmecherit? Te-ai deșteptat? Da, bun, mai departe. Care este layout-ul preferat pentru motoare? V10, V8, V6, linie 6, etc. 3 pistoane turbo. 0,9. EcoBoost. EcoBoost, da. Nu. V8. V8. Bun. Care este mașina și motorizarea preferată din toate cele conduse testate? Toate mașinile din viața ta, dacă e una preferată. Hai să zicem balena, nu? Că pe asta ți-ai luat-o. Mă gândesc. Sau ai avut Porsche GT2 RS și ai zis, mamă, mi-aș lua-o, dar nu-mi permit? Nu. Am zis V8, îmi place sunetul de V8. Sunt mai multe pentru că sunt foarte multe mașini conduse. Pot să zic de V12 Superfast de la Ferrari Superfast, DBS Superleggera, care sunt niște mașini V12 fantastice, și
V8, un V8 AMG. Uh-huh. Oricare, nu știu. Pentru... Dacă da. Există o mașină eclectică pe care ar cumpăra-o în acest moment. Eclectică. O fie electrică și... A vrut să scris că a vrut să zică electrică? Nu, ca a scris clar. Eclectică. Eclectică. Nu știu, ori ai tu vreo glumă cu asta, ori nu știu. Nu, ai, vrea să zică... Vreau părerea lui... Maybach. Maybach 57S. Același om ți-a pus toate întrebările astea și ultima întrebare din partea lui. Așa. Este vreau părerea lui fără menajamente legat de hey-rup-ul cu mașinile electrice. Hey. Nu este un hey-rup pentru că în afară de producătorul american Tesla care produce conform spuselor proprii sub cerere, ceea ce rămâne de demonstrat, okay. Nu e vorba cine ce crede okay. Cum. Nu este un hey-rup la fiecare constructor. Încă suntem într-o perioadă de tranziție. Privind către anii 2050-2060, există... Nu vom mai avea atât de mult combustibil. Se termină combustibilul de pe pământ. Pare că asta este soluția care va fi adoptată din ce în ce mai mult. Nu este un hey-rup. Hey-rup, poți să zici, da, este... Cum să zic? Cum vrei tu. Este mai convenabil. Dar ai grijă că tot ce zici poate fi folosit împotriva ta. Este mai simplu și mai eficient economic să produci mașini electrice. Și la cât costă acum, cred că e mai bine și pentru încasări. Care este mașina de buget cu cel mai bun feeling pe care ai condus? Mașina de buget. De cel mai bun feeling. Trebuia să ne spui și ce înseamnă buget. Că păi mă poate gândesc că ieftină. Hai să zicem, dintre cele mai ieftine. Cele mai ieftine. Logan, nu știu. Nu. Hyundai. Renault Suzuki. Clio. Renault Clio. Ok. Renault Clio. Actuala generație de Renault Clio. Te întreabă un băiat, cum putem fi și noi prezentatori la Super Speed? Nu știu. Nu. Sabin Mihai îl cheamă. Nu știu. Nu înțeleg. Păi... Vor să fie prezentatori la Super Speed. Nu cred că există posibilitatea, pentru că e o emisiune pe TV și v-am mai explicat că la TV nu sunt lucrurile așa de permisive ca pe YouTube. Nu trebuie să fii prezentator la Super Speed. Dacă vrei să faci ce facem da, noi... Fă-ți Super Speed-ul tău, cum ar veni, dacă vrei. Da. Adică nu ai te ține nimeni. Ai instrumente cum noi nu am avut și cum probabil nu vor mai exista, pentru că o să trecem într-un univers paralel digital unde o să se creeze altfel conținutul. Da. Ia-ți un telefon șmecher. Ia-ți un cum, ia-ți o geacă, dar să fie neagră. Fie neagră geaca, să fie verde. Poți să începi și să-ți faci un site, poți să-ți faci un cont de TikTok, poți așa. Și ține cont că nu trebuie să începi să conduci mașini. Pentru că eu și cu Daniel și cu Marius, dacă am dat de contul tău, nu ne-ar interesa, spun foarte sincer, părerea ta, pentru că nu știm cine ești și de ce ai părerea aia. Începi și vorbește despre mașini, despre fenomen, da. Despre ce înseamnă ele, prezintă-le. Poate găsești ceva ce noi nu am găsit, da, și corect. O să fii foarte șmecher. Când eram mic, mă bucuram foarte tare... în mașinile familiei, ca să zic așa, când descopeream un buton sau ceva, știi, după 6 luni mai găseam ceva la mai. Uite, bă, aici are un sertar, ești nebun, mamă, deci, cât de tare, știi? Da, eu de-aia fac, care... eu de-aia fac da. Bord, butoane și comenzi. Da. BBC. Ce sfaturi poți oferi unui student da. În anul 1 la comunicare și PR care vrea să devină jurnalist auto? Puneți că sfaturile sunt ale de la începutul podcastului. Cele pe care le-am spus da. Și acum... Băi, cineva te întreabă cum mai e viața ta. Viața mea. Cum mai e viața lui? Întreabă Mihai Mihail 23. Cum mai e viața ta? Cum o mai duci? Cum mai mulțumesc, ești bine? Mulțumesc bine. Da. Urmă, ultimul an a fost foarte, foarte bun. Da. Pentru că oamenii, atât
cei care mă urmăresc, cât și cei care abia mă descoperă, cât și oamenii de marketing au început să aprecieze din ce în ce mai mult partea asta a vieții mele. Și-au dat seama că nu ești prost. La geaca aia, știi? Uite, mă, și-au luat și geacă verde. Ăsta nu-i prost, mă. Ia să facem noi treabă cu el, știi ce zic? Ăsta nu-i chiar prost. Ăsta nu-i chiar prost, așa. Cum pare, da. Bun. Câți ani ai? Te întreabă un băiat. E băiat, nu e fată. Băiat. Câți ani ai? Cum îl cheamă? Are poză? Samson Sebastian. Are, da. Bă, fii atent. A, e micuț. E micuț. Anul ăsta fac 39 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Câte perechi de Air Max 90 ai? E o întrebare. Cătălin Găvănescu 63. Deci am așa, am 3 de iarnă. Am Air Max așa, 2 să zicem, pe care îmi pot să zici că-s de toamnă, 5, 6, 7, 8, 9, nu-ți lua 10. Când erai mic Adidas, nu? Nu-ți lua. Ce? Adică, nu-ți lua când erai mic Adidas, nu? Era, adică eu țin minte când eram copil și uite, eu am 39 de ani, fac 40, deci am trăit în aceeași eră. Da. Mi-a fost greu rău de tot până am primit o pereche de fila aici, nebun. Greu rău de tot, cu greu. Și eu am primit, am evadat din spran din da. Fila la un moment greu, dat. Greu, rău. Greu pentru că nu erau posibilități. Da. Erau foarte scumpi. Da, nu e că nu vroiau. Eu, da, nu am avut. 10 perechi am și cea mai nouă pereche, sunt foarte mândru. Îi mulțumesc lui Dan care mi-a scris pe Instagram. Okay. Mi-a dat un print screen. Air Max 90 Batman se cheamă. Okay. Și au culorile costumului clasic de Batman, gri cu negru și cu niște accente galbene. Și am intrat atunci și am luat atunci pentru că în câteva zile au fost sold out. Bă, eu am fost cu un băiat la un moment dat la mall, că apăruse tot așa niște Adidas, că erau foarte scumpi, nu mai țin minte suma, dar era ceva fantastic. Așa? Și țin minte că mi-a zis: bă, trec pe la tine, mergi cu mine, că tu stai în Băneasa, să mergem la mall, tu te trezești dimineața, că să mergem până se deschide, nu știu, la 9, nu știu dacă se deschide mall-ul, ceva de genul ăsta, okay, știi? Ok, ok. Bă, frate, și m-am certat cu pasnicul acolo, că m-am enervat, îți dai seama, m-am dus, știi? Am stat la intrare, au deschis aia porțile, am intrat și am ajuns la magazin și la magazin erau 30 de persoane. Mi-a zis că ăștia cum sunt aici? Deci păi sunt... stai, domnule, că au intrat, cum au intrat ăștia mall sunt... dacă nu s-a deschis mall-ul, știi? Nu, și o întreagă nebunie la partea asta de pantofi. Se face raffle. Se da, face e haos. Se poți să înscrie pentru... Doar că eu sunt pe partea mea de Air Max 90. Mai apar și acolo modele foarte căutate sau ediții speciale. Dar nu fac treaba asta. Nu ești atât recunosc, de nebun. Am încercat de 2 ori. Acolo, pe cont, știam la ce oră. Ora 14, mamă, ora României. Să dai click să faci... N-a funcționat, am fost foarte rapid și pe aia mi-a zis să... Am postat chestia asta pe Instagram, pe story. Da, băgam și făceam ești. Și mi-a scris un băiat: păi tu nu știi, mă, că ăștia au boți? Ce? Deci unii, Daniel, Marius, da, au creat niște boți pe care îi asmut, sau cum să o zice? Da. Pe release-ul respectiv. De da. Adidas. Și aia achiziționează 10 perechi, 15 perechi. Noi proști, bă, cu mașini, cu service, cu... Știu oameni care din asta trăiesc. Știu oameni care trăiesc în Italia, Bravo lor. Cumpărând haine din astea super exclusiviste și super scumpe, pe combinație de genul ăsta bănuiesc, și le vând după aia. Frate, și din asta trăiesc. Eu vorbesc de Adidas de 700 de lei. Da, știu ce. Nu de haine exclusiviste unde câștigi mult mai mult. Ăla cumpără 30 de perechi și după aia îi pune pe nu știu ce site și pune 100 de lei, 100 de euro la fiecare. Bă, bravo ție, frate. Bravo ție. Ai avut vreodată accident, evenimente cu o mașină pe care o testai? Da. Atenție. Atenție. Nu am avut... airbag sărit. Uh-huh. Okay. Și nu au fost multe.
Bă, n-ai cum să nu ai. Adică un om care face chestia este, asta de atâta timp, este imposibil au, să nu ai. Au fost. Eu da, știu că sunt șef. La prostie sunt șef. Ultima întrebare de aici. Opa. De ce nu te dai în vânt după mașinile modificate? Așa zice lumea, că nu te dai în vânt. Nu știu acum. Nu mă dau în vânt. Nu vreau să sune urât. Poate să sune cum vrei tu. Nu-i contează. Dar, bă, ăsta e adevărul. Am trecut prin faza asta. Și am trecut de ea. Și când eram eu mic în Piața Victoriei, unde ne strângeam după tura pe Magheru, acum 20 de ani, da? Erau filmele Fast and Furious, erau, ale, da. Erau nu știu ce, mai o jantă, mai nu știu ce. Uh-huh. Era foarte scump. Da. Deci să nu ziceți foarte că scump. E scump acum. Bă, nu. Da, era scump rău. Mă duceam la CNC Tuning și mă uitam și ziceam, eu nu o să am în viața mea. Niciodată. Eu nu o să am niciodată bară de asta de fibră. Nice. Da, no, era ceva. Băi, dacă mă întrebați pe mine întrebarea asta și de ce nu agrează mașinile modificate, eu pot că să nu vă spun. Agrez. Nu. Că nu-i că nu agrez, doar că nu mai... Nu mai are timp să facă sacrificiile ca să se chinuie, să meargă cu mașina. Adică acum e o discuție între băieții ăștia așa, eu le tot spun, băi, eu am îmbătrânit, eu nu mai pot să fac multe evenimente, nu mai am timp, nu mai am timp să ies cu băieții, nu mai am timp să mă întâlnesc, nu mai știu mașinile din oraș. Veniți voi din spate ăștia tineri și faceți voi. Și face un băiat la Alba Iulia. Acum un carze în cofi și zice, nu vii la Alba Iulia? Și zic... Frate, cred că doar foarte mulți bani m-ar putea face să mă duc cu Silvia până la Alba Iulia. Pentru că, zic, e foarte departe. Am mai fost odată până la Alba Iulia cu mașină modificată. Vendi știu asta? Ce înseamnă. Nu știu. De ce vrei să duci? Îți zic dacă vrei. Da, și am zis, nu pot să mă duc, e prea departe și nu mai pot să fac sacrificiile astea, adică nu mai am chef. Nu mai am... Eu văd acum mașinile și mai complex decât le vedeam când aveam, să zic, doar implicarea în emisiune. Eu acum mi-arăți o mașină și zici, uite, Opel Kadett, că am vorbit de el. Da. Și eu... 5 video scurte. Deci, frate, dacă ai o mașină și din asta, modificată, sau cum vrei tu să-i spui, și ți-ar face plăcere să ne vedem. Da, scrie-mi că vin. Și să-mi acorzi o oră din timpul pe care îl vom petrece împreună, să mă lași pe lângă mașină, să îmi creez și eu niște conținut. Da, normal. Vin cu cea mai mare plăcere. Nu că deci, nu le... Scrieți omului că vă răspunde. Unde? Pe Instagram? Unde ești cel mai activ? Unde e cel mai ok să-ți scrie lumea? Cel mai, hai că vezi imediat, e pe Instagram. Instagram. Deci dați-i pe Instagram că omul răspunde. Nu e panică. Aici mai am niște întrebări. Tu mai zi dacă vrei, că eu... Nu e panică. Aștept. Așa, întrebările astea unde au fost puse? Astea, pe Facebook? Pe Facebook. Pe grup? Astea sunt alți oameni pe grupul de Facebook. Mam. Unde eu mi-am făcut un grup și am zis, bă, nu mai pot pe Facebook-ul mare. Pe Facebook-ul mare să-mi bat joc. Înțeleg? Hai că... Am și eu o vârstă, mai vede filmul, știi ce zic? Și fac grupul ăsta aici unde putem să ne batem joc, dacă vreți. Adică e mai la liber așa, nu e nimic cenzurat. Și oamenii au pus întrebări și au zis, au pus întrebări legate de domeniul în care activezi și de unde până unde, așa, dar am povestit asta cu jurnalismul și cu, deci nu mai are rost să răspundem la întrebările astea. Dar e o întrebare de la un bade Alexandru care zice, ce așteptări are de la mașinile pe care le testează? Și ce îl impresionează la o mașină, ținând cont că i-au trecut prin mână foarte multe mașini? Care sunt lucrurile care îți plac ție la mașini? Așa? Ce te impresionează pe tine la ele? Dacă au ABS, dacă au Lane Assist, dacă au Bluetooth, dacă au... Mașina nu trebuie, cred că înțeleg ce vrea să zică, dar aș vrea să corectăm un pic exprimarea. Nu trebuie să mă impresioneze pe mine o mașină, eu trebuie să o înțeleg cât se poate de neutru și să prezint cât se poate de neutru ce am înțeles eu despre ea. Acest ce mă impresionează la o mașină, sincer, mă impresionează la o mașină acum când mă urc în ea și văd că măcar a făcut eforturi să nu ne păcălească. Ok. Apreciez să se păstreze sentimentul de premium la un premium și apreciez ca o mașină low cost, accesibilă, să nu fie o bătaie de joc pentru noi. Și ce mai zicea? Stai așa. Era acolo. Le testează ce îl impresionează la o mașină?
Și asta ce? E, ce te impresionează? A, și ce că așteptări ai făcut foarte multe, că ai văzut foarte multe mașini și ce te impresionează cel mai mult la ele, știi? Consider că am ajuns într-un punct al tehnologiei și al industriei auto unde e foarte greu sau ar fi foarte, foarte scump să inovezi. Și de aceea vedem foarte multe review-uri de mașini noi pe care voi puteți să le ziceți, mamă, ați zis de bine de toate mașinile. Păi frate, vorbim de Skoda Fabia, că să zicem că era o mașină accesibilă. Da. Nu vorbim, zicem, iei una de 17.000 de euro. Sau vorbim de, uite, de un Hyundai i20. Bă-s mașini foarte bune de 17.000 de euro. Ziceți că Dacia Logan, aia automată de 15.000 de euro, e scumpă. Bă, frate, nu e scumpă. Astea sunt prețurile. Ăsta este universul în care trăim. Și este o mașină mare de 15.000 de euro pe care o iei nouă, care este foarte ok. Da, știu, ruginește în nu știu câți ani o să apară comentariile. La tine a ruginit în nu știu câți ani. Nu vedem serviciurile pline de mașini ruginite. Da. Alea care au ruginit, unde au fost ținute? Cum au fost întreținute? Corect. Da, oamenii nu... Eu le spun că nu există mașini bune sau mașini proaste. Există mașini prost întreținute. O mașină, oamenii nu conștientizează ce înseamnă să deții o mașină în adevăratul sens al cuvântului. O mașină înseamnă foarte multă întreținere și foarte multe proceduri și foarte multe lucruri care trebuie făcute periodic ca mașina aia să se păstreze, adică pe certificatul de garanție de la Volkswagen scrie așa: Volkswagen garantează calitatea 8 ani. 8 ani. 8 ani. Deci îți scrie pe certificat, dar nu citește nimeni până acolo. Că toată lumea întreabă, cât are garanție, nu vă sperați? 3 ani fără limită de kilometri. Gata! Păi stai puțin că trenul de rulare are 15.000. Păi stai puțin că aia nu e... Știi? Dar, repet, întreținere, revizii, uleiuri, lucruri care trebuie să făcute periodic, nu. Oamenii nu le fac. Dar sunt nu poți să... Oameni care își cumpără o mașină și consideră că vin doar la benzinărie și o alimentează. Și aici trebuie să facă, nu mai trebuie să facă nimic. Cred că, și atunci e puțin greșit. Suntem de acord legat de orice, că nu e ok, chiar dacă tu faci asta, să judeci. Da, nu da, e ok normal. Să judecăm nici industria auto. Sau că uite, am zis eu nu o să-mi cumpăr niciodată o Tesla. Nu pot să-l judec nici pe ăla. Nu pot să judec nici marca. Pot doar să iau o decizie în ceea ce mă privește pe mine. Deci putem să judecăm că s-a făcut Dacia Logan 15.000 de euro. Pentru că în spatele acestei scumpiri și în spatele tuturor teoriilor conspiraționiste legate de constructorii auto, toți furnizorii au mărit prețurile. Totul e mai scump în jurul nostru. Da, totul. Și o să fie. Și asta se întâmplă și în industria auto. Combustibilul. Nu s-a scumpit că așa s-a vrut aici. S-a scumpit pentru că așa s-a scumpit peste tot. Pentru că sunt factori foarte puternici în jurul nostru care ne influențează viețile unde ne doare cel mai rău, la buzunar. Așa e, da. Altă întrebare mai ai? Ultima. Cum adică? Am primit ultima. Doar două întrebări? Bă, trebuie să stau. Sunt... Deci eu cred că trebuie să intru pe prea fericiții lui Daniel și să nu. Zic prostii. Nu, să deranjez oameni? Nu. Sunt întrebări care s-au repetat. Înțelegi? Okay, adică da. Asta cu Mercedes-ul, să ne povestești despre mașină, despre lumea auto, jurnalism, ce așteptări de la mașină testează am fost. Da. Așa, deci, cine e bratul și de ce are o emisiune cu și despre automobile, ca ce background are în domeniu? Iarăși am discutat, deci nu mai are rost. Ți-am zis ce am făcut. Care a fost cea mai scumpă mașină pe care ai testat-o? Cea mai scumpă mașină nouă pe care am testat-o, care mai exista pe piață să poți să o cumperi, a fost Porsche 918 Spyder, ca mașină nouă. Așa, și acum cea mai scumpă mașină pe care am condus-o, nu știu, e tot Porsche 918 Spyder din colecția Țiriac Collection a domnului Ion Țiriac, care acum mașina aia valorează, nu știu, 2-3 milioane. Ferrari la Ferrari, tot de acolo, găsești la Ferrari acum
în starea exemplarului deținut de dânsul și la 3 milioane jumate. Deci da, cam astea ar fi așa. Ultima întrebare. Da. Care ar trebui să fie mașina românului de rând? Mașina românului de rând care ar trebui să fie la nivel aspirațional? Român de rând, român de rând, sau... văd așa, nu știu cum să zic, hai să zicem clasa puțin sub medie, dacă mai există sub medie, o mașină așa, o mașină pe care oamenii să și-o poată permite la întreținere, să... Eu, la mine răspunsul este simplu la întrebarea asta și se numește Dacia Logan. Din punctul meu de vedere, este mașina românului de rând, este mașina noastră, e mașină bună, nu știu. Nu știu. Da. Zici și tu o mașină. Pe mine. E 40. Deci... Băi, nouă, să fie nouă. Deci, adică oameni, da, puțin. Oameni buni. Dacă, zicem... Loganul nu-l punem pe la de 15.000, nu-l punem pe la de 8.000, ne întâlnim la mijloc la 12.000? Da. Tu ca om care om muncești pentru da banii tăi, da, care ești, ai bucuria aia să te urci în mașină, mă, să o conduci. Ei, stai, mă, nu vorbim de ăștia. Bă, cum? Păi nu bă, de ăștia, bă, că nu mă, bucuria asta, că nu atunci... Mă, toți na oamenii, mă, okay, de-aia e plin de mașini, mă, și de-aia da, stătea mașini. Bă, român, eu, românii iubesc mașinile. Da. Românii iubesc mașinile și le plac mașinile. Ok. Bă, nu-i vina noastră, mă, că suntem la tine aici, în zona asta, și că da existăm acum aici. Și da nu trebuie să ne urăm unii pe alții. Nu. Că ne plac banii sau că ne place șmecheria sau că gecile ne place și nouă. Să mergem cu mașina, cât mergem cu ea, bă, și să ne simțim bine în ea. Bă, ăștia suntem. Ok. Și ăștia vom fi. Cui nu-i convine? Dar noi aici. Bă, dacă tu ai 12.000 de euro... Da. Dacă ți-aduc un E46 de 12.000 de euro. Da. Îl iau. Bă, eu plângi. Iau. Eu îl iau. Bă, da, mă, da, eu îl iau. Mă plângi în el? Da, plângi. Da. Dacă mă duc cu el la RAR. Da. E Euro 4 ăla, nu? Probabil, să zicem. Ce contează? Mă, nu contează. Mă duc. Te plătesc duci taxe. Da. Plătesc tot. Da. Mașina e în regulă. Este. Nu-i iese sufletul da până evacuare. Da. Și asta îmi place mie și mă face da să mă simt bine. Da. Bă, ia-ți mă mașina aia. Ia-ți mașina aia. Da, mă, dar trebuie să-ți și permis să o întreții, mă, frate. Bă, mă, dacă... Păi dacă e își treaba permite lui. Păi nu e treaba lui. Ba, da. E puțin greșit, pentru că el are 12.000 de Logan. Loganul nu e în clasa premium. Așa. BMW-ul e în clasa premium. El nu știe că BMW-ul e în clasa ba premium. Știe. Nu știe. Ba știe. El zice că e 12.000. Nu. Și m-am dat 12.000. Îmi pare foarte și rău. Și ia Linglong, își ia amortizoare cu... refăcute, nu vreau... își ia plăcuțe nu ieftine. Nu, nu, nu. Și asta, deci, eu nu sunt de acord cu asta. Deci, da. Pe de o parte, dacă... pentru pasionați, deci pentru pasionați, pentru cunoscători, mă, pentru ori... oamenii care fac sacrificii, că le place, că și tu faci sacrificii și eu fac sacrificii. Da. Tu faci sacrificii să ții un Mercedes S, care e o mașină din clasa premium, e o mașină care, la care piesele tot scumpe sunt, că tot noi sunt când te duci să le iei, să știi, nu sunt vechi de 20 de ani și n-au prețuri reduse că e mașina veche, da? Și eu fac sacrificii să am o Toyota V8 și să am o Silvia și să am, că nu-mi permit okay mașinile respective să, mamă, mamă, stai așa că nu știu ce, dar fac sacrificii că sunt pasionat. Eu vorbesc de omul normal care nu știe, care nu știe, okay, care nu știe, care el când pune frână calcambreajul. Înțelegi? Eu de ăla vorbesc. Păi, eu nu vorbesc de omul pasionat, da, da, care face sacrificii și zice, pare decât rău 12.000 îmi iau E46 nu second hand. Nu poți să te gândești la ăla, nu? Deci nu pot, cu tot respectul pentru Dacia și... Nu am nimic cu tot așa. Da, am întrebarea înțeles a fost știu care ce ar trebui să fie da, da, mașina românului de rând. Da, da, bă, da. Golf. Golf. Volkswagen Golf nou. Da. Asta ar trebui să avem toți. E, nu e așa simplu, că un Golf acum nu știu cât mai e, da, dar pe vremea mea era 14.000. Care ar trebui să fie? Un Golf nou. Acum cred că e 17-18.000. Ce mă? Golf? Nu. Golf acum? E 25.000 ca popa, 27.000. Unu, doi, m-ai întrebat care ar trebui da, să mă, fie și eu ți-am răspuns. Așa este. Altfel nu există să răspundem la întrebarea asta. Nu, care ar trebui să fie? Ți-am zis care ar trebui să fie, că dacă mă întrebi la nivel de preț de Dacia Duster de 22.000 de euro, ar trebui să avem toți Dacia Duster? Nu! Ar trebui să avem Hyundai Elantra la 20.000 de euro, dacă mă întrebi pe mine. Nou Elantra, frate, automat. Dar... E foarte... Dar dacă tu ai 20.000 de euro de mașină și știi că ții mașina aia 3 ani, 4 ani, bă, cel mai important lucru este că atunci când cobori la mașină... Da, mă, când te uiți la ea să-ți placă, mă.
Da, mă, da. Cu mașina. Da, mă, da, știu ce zici. Eu asta le spun oamenilor, că dacă mie mașina nu-mi place, nu poate să fie ea mama lui mașină, să consume puțin, să meargă tare. Cu cât dacă e mașina, cum arată, ai nu... spus tu, mai îngrijită, da. Și așa, cu atât ai și tu viața mai frumoasă. Dacă ești tu genul de om, că eu mai știu oameni care își, nu-și duc gunoiul 3 ani și își lasă sticlele de apă în casă și calcă pe ele, și adică mai știu și dăștia, știi ce zic? Adică mai sunt și dăștia. Ăștia nu sunt majoritatea. Nu sunt. Majoritatea. Să sperăm că nu. Să sperăm că nu. Nu sunt majoritatea. Văd din ce în ce mai multe cozi la spălătorii, ceea ce mă bucură. Mă bucură foarte mult. Aici la self este senzație. Da, ceea ce e bine. E foarte frumos ce se întâmplă, chiar dacă trăim vremuri. Da, sunt două mașini, o Dacia 1300. Alea știu care ați filmat. Okay. Da, alea sunt ale voastre. Mașinile noastre. Ok. Care sunt acolo pentru diverse proiecte. Mm-hmm. Eu, el are o Dacie și eu am un Allseat. Că tu ai mers fost... pe sportivitate. Nu, așa au avut părinții noștri. Tata a avut Allseat. Deci șmecher profesorul de istorie. Avea Allseat. Era cu Dacie, nu, cum frate, aveau toți. Păi vezi, n-avea toată lumea Allseat pe vremea. Visător? Un, așa, nu e... A avut... După Allseat am avut zâmbetul lui Iliescu în familie. Ok. După zâmbetul lui Iliescu am avut... Zâmbetul lui Iliescu era aia cu Dacia cu motor cu injecție? Cu parasolarul pe lunetă? Dacia cu motor cu injecție? Nu avea... N-avea injecție? N-avea... Zâmbetul lui Iliescu? Avea, nu mai a fost știu. Zâmbetul lui Iliescu. Zâmbetul lui Iliescu. A, cred că avea injecție, dar n-avea scrisul ăla. N-avea stickerul. Ok. Așa, după care a avut Super... Nova. Doamne, ce dezastru. Supernova. Prima Nova GT, doamne. Supernova. Doamne, ce... Doamne, nu Nova GT. Nu. Bă, mă duceam la Rome Expo la Saab și mă uitam la mașinile alea. Tu te uitai la mașinile alea în salon, tu ai văzut cum arătau mașinile alea când a apărut bordul ăla de Cenec. Băi, era un plastic... Bă! Da. Nu. Păi sau... Dar nici n-a fost volum. Au intrat în pământ! Nici n-a fost volumul. Da, n-a fost volumul. Doamne, dar n-a fost volumul. Doamne, ce motor de... Mașină. Și după aia, asta a fost Supernova și după Supernova a fost Opel Astra G. Bună mașină. Când a apărut H-ul, se mai vindea Opel Astra Classic, îi ziceau. Da, da, era G-ul, 1.6 aspirat. Uh-huh. Wow. Mașină corectă. Rachetă. Rachetă, da. Mașină corectă. Bă, față de Dacia era mișto. Posibil ca Dacia lui tata să fi mers 180. Ba da, o dracu. La vale. Dar și că se ducea acolo ăla. Știți, nu? Acolo. Nu. Avea 140. Nu. Era dacă ceas? Era mașina întreținută și da. Așa, se ducea acolo. Cu... Ba da, o dracu. Da, n-a mers. 150 sau 160. Rachetă. 1300. Da, săraca, doamne. Da. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și mulțumesc dacă și ne vedem la circuit o să aveți material. O să aveți material, că toată lumea vrea să vadă cursa. Eu nu mă bazez așa că o să câștig, dar putem să o facem. Nu contează, toată lumea vrea să facă asta și poate pornim o serie de genul ăsta, nu știu. Da, da. Păi trebuie nu, să, trebuie să vedem să din discuțiile care vor apărea da, acolo da. Ce modele mai apar, ce da. Mai aud uh-huh, 4. Uh-huh. E46? Da, mă, da. Share, like și subscribe. Ăsta share, a fost like materialul. Sper că v-a plăcut, sper că s-a auzit bine. Am ținut să nu mă ating de microfon, să nu fie asta, muzică da. De fund. Haos, e cald rău de tot aici, nu vreți să știți prin ce am trecut. Da. O oră jumate sau dar cât a ținut. E bine că e cald. Dar e bine că e cald, că vine vara vine și vara. Facem treabă. Gata, oprește. Oprește că mulim.